Înainte de Comitetul Executiv, socialdemocrații s-au reunit în ședință de biroul permanent pentru a stabili temele de discuție pentru dezbaterea ulterioară. La câteva minute după ce a început Comitetul Executiv, consilierul local Sorin Lazar a părăsit sala nemulțumit că nu i s-a permis să ia cuvântul, având în vedere că își anunțase intenția de a candida pentru un post de deputat în colegiul numărul 6 din municipiu, deținut de Carmen Moldovan. A fost poftit afară pentru că nu era membru al Comitetului Executiv. Am intrat în sală la această adunare a Partidului Social-Democrat. Am solicitat cuvântul pentru a-mi exprima punctul de vedere cu privire la depunerea unei candidaturi pentru unul din colegiile din municipiul Buzău și mi s-a răspuns de către președintele organizației județene că nu fac parte din acest for de conducere. Am solicitat sălii plenului să iau cuvântul. Domnul președinte a refuzat să supună la vot acest lucru, ca urmare a trebuit să părăsesc sala la recomandarea domnului președinte Constantin Boșcodeal. Între timp, în sală se făceau propunerile. Deputații Adrian Mocanu și Marian Ghiveciu, dar și Ionela Dobrică, fiica alesului județean Dumitru Dobrică, au fost nominalizați singuri pe câte un colegiu. Pentru colegiul 6 s-au întrecut actualul deținător al unui mandat de deputat Carmen Moldovan și viceprimarul Marcel Ciolacu, în timp ce pentru colegiul senatorial 3 a apărut o bătălie interesantă între senatorul Ion Vasile și fostul președinte al Consiliului Județean Victor Mocanu, ambii absenți însă de la ședință. Pe colegiul numărul 2, domnul Mocanu Adrian, care de altfel a și întrunit numărul de voturi, pe colegiul 5, domnul Marian Ghiveciu, pe colegiul 4, Camera Deputaților, doamna domnișoara Ionela Dobrică, pe colegiul 3, Senat, domnul Mocanu Victor și Ion Vasile, domnul Mocanu Victor a întrunit majoritatea și pe colegiul 6, Camera Deputaților, Carmen Moldovan și domnul Ciolacu Marcel, domnul Ciolacu Marcel a obținut majoritatea. Pentru o candidatură pe colegiul 4 de deputați, Ionela Dobrică nu a avut emoții în privința rezultatului. Propunerea mea, numelui meu a fost nominalizată la Comitetul Executiv Județean. Câte voturi ați primit? Am primit 94 de voturi pentru și 2 împotriva. Pentru colegiul numărul 4. Emoții întotdeauna există, așteptăm decizia Comitetului Executiv Național. Deputatul Marian Ghiveciu a fost creditat de colegii de partid pentru a candida pe colegiul 5, în ciuda unor voci din interior care l-au contestat pentru că a fost trimis în judecată de DNA, acuzat de afaceri ilegale cu terenuri. Deci nu este o surpriză pentru noi, cei care suntem în funcție, lucrurile erau foarte clare pentru că s-a luat o decizie, s-a votat în Biroul Permanent Național PSD și la Comitetul Executiv PSD ca toți parlamentarii PSD în funcție să candideze pe aceleași colegii. Fostul șef al Consiliului Județean Victor Mocanu a avut 74 de voturi în fața contracandidatului său intern, senatorul Ion Vasile, preferat de doar 13 membri ai Comitetului Executiv. Un scor zdrobitor a fost în privința colegiului 6 de deputați, unde Carmen Moldovan a avut doar 2 voturi în lupta cu viceprimarul Marcel Ciolacu. Am specificat și în sală și aș dori să vă specific dumneavoastră, eu intenționez în mod deosebit să candidez pe colegiul 7, acolo unde este deputat domnul Cezar Pret, liderul Partidului Democrat Liberal. După negocierile cu Partidul Național Liberal, o să vedem dacă acest colegiu ne revine nouă și atunci automat o să merg pe acel colegiu. Ce-i drept, nu toate candidaturile PSD au fost bătute în cuie, având în vedere că la primele negocieri pentru județul Buzău, socialdemocrații au obținut 6 colegii, iar astăzi au fost nominalizați doar 5 candidați. Sunt în continuare negocieri cu PNL. Ce așteptăm? Și negocierea între PSD și PNL pe colegiul 7, Camera Deputaților și colegiul numărul 1 la Senat, urmând să desemnăm atunci candidații. Eu cred că într-o săptămână toate lucrurile vor fi bătute în cuie. Desemnarea candidaților, încă o dată vă spun, va fi făcută de Comitetul Executiv Național. Astea sunt doar propunerile Comitetului Executiv Județean, exact cum scrie la statut. Iar lansarea candidaților efectivă va fi făcută pe data de 16 octombrie la București. În funcție de negocierile ulterioare între PNL și PSD și apoi ca urmare a deciziilor luate la centru, există posibilitatea producerii unor surprize în privința candidaturilor de la Buzău.